Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Scumpii mei, vă invit să vă ridicați din nou în picioare în cinstea cuvântului pe care vrem să-l citim. În seara aceasta, în cadrul pildelor Mântuitorului, suntem în continuare cu citirea în Matei, capitolul 13, însă vom citi o altă pildă, respectiv pilda grăuntelui de muștar sau pilda muștarului. Versetele 31 și 32. Matei, capitolul 13, versetele 31 și 32. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a semănat în țarina sa. Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate semințele, dar după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile și se face un copac, așa că păsările cerului vin și își fac cuiburi în ramurile lui. Amin. Mulțumesc! Vă invit să vă reocupați locurile. Suntem recunoscători Domnului pentru că ne-a păstrat în viață, pentru că ne-a binecuvântat cu harul său să fim în casa sa. Vă sunt recunoscători dumneavoastră pentru efortul pe care îl faceți să fiți împreună aici și mă gândesc cu inima deschisă să ascultați Evanghelia. Pilda grăuntelui de muștar este a treia dintre pildele despre împărăție din Matei, capitolul 13. Deși este una dintre cele mai sculte pilde din Scriptură, învățătura ei spirituală este la fel de bogată ca a celorlalte. Ca și celelalte două pilde dinaintea pildei muștarului, pilda aceasta prezintă un fermier care seamănă în țarina sa, în proprietatea sa, sămânță de muștar. Scopul pildei semănătorului este să ne învețe că aceeași sămânță rodește sau nu, în funcție de pământul în care este semănată, iar dacă rodește, poate să rodească mai mult sau mai puțin. Scopul pildei neghinei este să ne învețe că în funcție de inima omului, calitatea culturii poate să fie mai bună sau mai rea, fiindcă odată cu mesajul lui Dumnezeu și diavolul aduce mesajul său. Este imposibil să trăim în lumea aceasta în absența ispitelor, a tentațiilor, în absența unor informații care nu ne fac rău, nu ne fac bine, ne fac rău. Dar scopul pildei muștarului este să prezinte dezvoltarea împărăției divine, care începe în mare slăbiciune, în maximă slăbiciune și se termină în mare slavă. Specificul muștarului. Mântuitorul spune că sămânța de muștar este cea mai mică dintre toate semințele. O sămânță de muștar are aproximativ un milimetru, este foarte, foarte mică. Felul de muștar care se cultiva în România se numea muștarul alb și planta creștea până la aproximativ 80 de centimetri. Muștarul care se cultiva în vremea și în locul unde a trăit Mântuitorul era însă un alt soi de muștar. Planta putea să ajungă până la aproximativ 3 metri și jumătate. Tulpina plantei era cam de două degete, era un copăcel în toată regula. De aceea când Domnul Iisus Hristos face afirmația din versetul 32 pentru noi românii care n-am văzut un asemenea soi de muștar, ni se pare că e o exagerare și este o simbolizare a plantei muștarului, dar în vremea aceea, în locurile acelea, muștarul creștea cât un pom. Cât un pom mai mic. Muștarul este planta contrastelor, deoarece sămânța este cea mai mică dintre toate semințele, iar planta este cea mai mare dintre toate plantele. Semnificația de inferioritate a seminței muștarului. Când Domnul a spus pilda aceasta din Matei, capitolul 13, era pe malul Mării Galilei, lacul Genezaret, care este între două dealuri joase, nu foarte înalte.
Dealurile acestea încep cu o câmpie care se pierde înspre vârful dealului. Și pe malurile acestea ale mării până spre deal erau culturi de muștar. Și când Domnul dă pilda aceasta, El o dă unor oameni care văd în fiecare zi aproape o cultură de muștar, care sunt implicați în munca câmpului și care face sens pentru ei. Dorind să învețe un alt aspect al împărăției, Mântuitorul folosește această imagine a unei culturi de muștar drept exemplu pentru împărăția lui Dumnezeu. Și poate ne întrebăm în ce fel este muștarul un exemplu pentru împărăția lui Dumnezeu. Spuneam și repet că Mântuitorul, atunci când face această comparație între sămânța de muștar și planta de muștar, care este o plantă a contrastelor prin faptul că sămânța este cea mai mică dintre semințe, iar planta este cea mai mare dintre plante, El vrea să prezinte dezvoltarea uimitoare și inexplicabilă a împărăției lui Dumnezeu, exact așa cum dintr-o sămânță atât de mică crește o plantă așa de mare. Așa cum sămânța de muștar este cea mai mică atunci când este semănată, tot la fel împărăția cerurilor a venit în lumea noastră în condiții de maximă inferioritate. Nimeni nu a dat nicio șansă împărăției lui Dumnezeu, bisericii lui Dumnezeu, Evangheliei lui Dumnezeu sau Fiului lui Dumnezeu. Împărăția cerurilor adusă pe pământ, simbolizată de sămânța de muștar și semănată în țarină, se referă la lucrarea sfântă făcută de Fiul lui Dumnezeu, conturată de Cartea lui Dumnezeu și în care s-a format biserica poporului Dumnezeu. Această lucrare a început având cele mai mici șanse posibile. Spre exemplu, diavolul conduce lumea. Răul este prezent peste tot în lume, iar natura omului este pervertită și din calea afară de rea. Cei mai mulți locuitori ai planetei trăiesc împotriva voii lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus Hristos s-a întrupat printr-o fecioară anonimă din Nazaret, într-un graj din Betleem, s-a întrupat în cele mai umile condiții. Împăratul țării, armata, preoții religiei naționale, toți au fost împotriva lui de la naștere până la mormânt. Ucenicii lui au fost oameni simpli, din popor, fără influență, niște anonimi. Unul dintre ei l-a vândut, altul s-a lepădat de el în mod public. Ceilalți, cu excepția unuia, se ascund atunci când el este prins și crucificat. Este judecat de tribunalul roman sub mărturia acuzatoare a preoților vremii și este condamnat la moarte prin crucificare. După moartea lui, exponenții religiei iudaice și autoritatea Imperiului Roman se ridică împotriva creștinismului de-a lungul la sute de ani. Biblia și cititorii ei au fost tot timpul urâți, disprețuiți, batjocoriți și vânați peste tot, martirizați. Autoritatea statului, puterea banilor, influența oamenilor importanți, idolatria națiunilor, toate acestea au fost de cele mai multe ori împotriva lui, a lui Iisus. Împotriva Bibliei, Cartea Împărăției, și împotriva Bisericii, produsul acestei împărății. Împărăția cerurilor a venit în lumea noastră în condiții de maximă contestare și inferioritate. Și logic, nimeni nu i-a dat nicio șansă de supraviețuire, pentru că absolut toată lumea văzută și nevăzută îi era împotrivă. Când spun nevăzută, mă refer la diavolul și la armata lui. Împărăția cerurilor este infinită și eternă în lumea spirituală, este adevărat. Însă atunci când s-a manifestat în lumea vizibilă, s-a manifestat în cea mai umilă formă și neînsemnată, exact ca un grăunte mic de muștar. Așa cum un grăunte de muștar este cel mai mic dintre toate semințele și nu promite. Dacă te uiți la o boabă de fasole, dacă te uiți la un cartof, dacă te uiți la orice altceva poți pune în pământ datorită faptului că este mai mare, parcă îți dă senzația că o să aibă putere și în pământul uscat, poate într-o vreme de secetă, să iasă ceva din el. Dar când pui bobița aceea de muștar, aproape că
nu o poți vedea bine, trebuie să vezi bine ca să o vezi. Are doar un milimetru. Așa a venit împărăția lui Dumnezeu în lumea aceasta, mică, neînsemnată, fără să promită. Așa a început. Haideți să vedem semnificația de superioritate acum a grăuntelui de muștar. Am văzut semnificația de inferioritate în început, în sămânță. Dar dacă ne uităm acum la plantă, vedem semnificația de superioritate a muștarului. De aceea muștarul este planta contrastelor. Nici o plantă nu este ca ea, fiind cea mai mică la început și cea mai mare la sfârșit. Tocmai de-aia Domnul a ales-o ca să simbolizeze prin ea împărăția, care venind în lumea noastră a fost cea mai neînsemnată și batjocorită, cea mai contestată, iar la sfârșit va termina în maximă glorie, va termina în prezența lui Dumnezeu. Aceasta este soarta împărăției. Împărăția cerurilor a început în umilință, a început în aparență inferioritate, dar se va încheia în glorie, în slavă și în putere. Mielul care a venit să o întemeieze în slăbiciune, în umilință, în singurătate, a venit ca miel, el trebuia să fie simbolul mielului de jertfă, dar atunci când va reveni, va reveni ca leu și nu va mai reveni în umilință, ci va reveni în măreție. Nu va mai veni ca un miel, va reveni ca un leu. Nu va mai veni în singurătate, ci va reveni înconjurat de oștile cerești. Raporturile se schimbă ca de la grăuntele de muștar mic și neînsemnat la planta de muștar mare și dominantă cât un copac. Oamenii credincioși din toate timpurile s-au uitat nu la sămânța de muștar în perspectiva împărăției, ci la planta de muștar. Oamenii necredincioși însă se uită la împărăția lui Dumnezeu nu ca la planta de muștar, ci ca la sămânța de muștar. Și de aceea o disprețuiesc, pentru că sămânța de muștar e mică. De aceea nu-i acordă nicio șansă de supraviețuire. De aceea râde biserică, râde Dumnezeu, râde Biblie, râde Iisus, râde tot ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu, fiindcă împărăția lui Dumnezeu a venit în umilință, într-o aparență inferioritate. Și oamenii necredincioși se uită la acest început. Dacă vreți, putem să citim în 1 Corinteni, capitolul 1, versetele de la 26, ca să vedeți cum Pavel compară biserica lui Dumnezeu cu acest început al împărăției. Uitați ce spune Pavel. Spre exemplu, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați, printre voi nu sunt înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales, dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și voi prin El sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu prin noi. Pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare, pentru ca, după cum este scris, cine se laude, să se laude în Domnul. Observați, Pavel începe cu grăuntele de muștar, cu simplitatea, cu umilința, cu aspectul de început, care nu promite al împărăției. Și puțin câte puțin se desprinde de această aparență inferioritate și se duce spre apogeul împărăției, când se manifestă cu adevărat puterea, gloria și slava lui Dumnezeu. Oamenii necredincioși se uită la începutul manifestării împărăției în lume și nu-i acordă nicio șansă. Și de-a lungul istoriei, biserica a fost privită prin prisma grăuntelui de muștar, nu a plantei de muștar. Pentru că oamenii din lume n-au vrut să ne dea credit, nici nouă, nici Dumnezeului nostru. Tot timpul i-au subapreciat pe creștini. I-au calificat drept ignoranți, inculți, slabi din punct de vedere profesional, fără nicio perspectivă în societate. Tot timpul au fost disprețuiți, puși pe locul doi, nedreptățiți, pentru că au fost priviți ca și sămânța de muștar, nu ca și planta de muștar. Noi însă, copiii Domnului, noi privim împărăția nu ca pe sămânță, noi privim împărăția ca pe plantă. De aceea ni se întărește Duhul și ni se îmbărbătează inima, fiindcă împărăția lui Dumnezeu nu e mică cât un grăunte care a fost pus în pământ. Și a germinat și datorită luminii și umezelei, prin procesul de fotosinteză, a ajuns să crească și să devină o plantă puternică care domină. Unde sunt zarzavaturile celelalte? La pământ. Cât de mici sunt? Cât poate să crească un castravete, o fasole, un cartof? Și cât crește un muștar, o plantă de muștar
până la 3 metri și jumătate. Cât doi oameni foarte înalți puși unul deasupra celuilalt? Unde este sămânța aceea mică și neînsemnată? Unde este aparenta inferioritatea muștarului? Umilința în care a început, smerenia și simplitatea, cu cei mai de jos? Unde a început gloriosul rege misiunea? În grajd. Însă noi știm că el a continuat, a continuat în grădină, în Ghețimani, a trecut pe la Gabata, locul de judecare, a mers la Golgota, dar nu s-a terminat atât acolo, a ajuns în groapă, parcă până aici nu este decât o sămânță de muștar, fără nicio perspectivă, fără nicio apărare, fără posibilitatea de a se împotrivi forțelor nedrepte ale vremii, dar din groapă se duce în glorie, pentru că de acolo a venit, acolo s-a întors și sămânța aceea mică, neînsemnată, nebăgată în seamă și disprețuită, s-a făcut o plantă de 3 metri și jumătate care domină grădina. Și toate celelalte zarzavaturi sunt undeva în pământ, aproape de pământ, însă planta de muștar domină. Exact așa a venit în lumea noastră împărăția lui Dumnezeu. A venit în anonimat, a venit în simplitate, fără să promită mult, și oamenii au privit împărăția lui Dumnezeu și au disprețuit-o. Au confundat-o cu ce este mai slab în lume, cu ce e mai ieftin în lume, cu ce este mai nepriceput în lume și nu i-a oferit nicio șansă. Însă împărăția lui Dumnezeu a crescut pentru că Duhul a lucrat, pentru că Scriptura a lucrat, pentru că Iisus a murit și pentru că Dumnezeu a investit în această împărăție și porțile locuinței morților n-au reușit să o distrugă. Uitați-vă la toate celelalte religii unde sunt, ca și zarzavaturile din grădină, care n-au nici o putere și niciodată nu vor crește mai mari decât atât. Păsările cerului niciodată nu își vor face cuib într-un castravete, într-un cartof, într-o roșie sau în ceva de felul acesta. Însă o plantă de muștar are 3 metri, 3 metri și jumătate, este un copăcel în toată regula. Și în ramurile ei, ca într-un pom mai mic, își fac păsările cerului cuiburi unde se adepostesc. Așa a început împărăția lui Dumnezeu. Așa a mers împărăția lui Dumnezeu și acolo a ajuns împărăția lui Dumnezeu. De ce oamenii necredincioși se uită la împărăția lui Dumnezeu, la împărăția cerurilor, ca fiind mică? Și tot timpul văd împărăția lui Dumnezeu prin prisma grăuntelui de muștar, nu prin prisma plantei de muștar. În primul rând pentru că pentru ei împărăția cerurilor nu aduce profit. Ei sunt materialiști și măsoară tot în bani. În al doilea rând, pentru că împărăția cerurilor nu oferă plăcere. Ei sunt hedoniști. Hedonismul e mișcarea plăcerii, mișcarea poftelor carnale. Și pentru că sunt dominați de poftă, ei măsoară totul prin pofte. Împărăția lui Dumnezeu nu se măsoară în bani, nu se măsoară în poftă. De aceea oamenii ăștia nu au interes pentru că nu produce profit din punctul lor de vedere materialist și nu oferă plăcere din punctul lor de vedere păcătos. Mai mult de atât, nu le împlinește interesele. Oamenii din lume trăiesc pentru aici și pentru acum. Împărăția lui Dumnezeu spune că se va desăvârși acolo și atunci. În ciuda faptului că vreau să vă atrag atenția spunându-vă, împărăția lui Dumnezeu nu trebuie privită de noi ca fiind atunci și acolo. Împărăția lui Dumnezeu înseamnă Dumnezeu în noi, acum și aici. Cine privește împărăția lui Dumnezeu atunci și acolo nu va putea să supraviețuiască luptei spirituale. Dar cine privește împărăția lui Dumnezeu ca pe Dumnezeu, Duhul Sfânt, ca pe Biblia, ca pe Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în el, acum și aici, atunci omul acesta va avea motivația suficientă și necesară ca să supraviețuiască luptei spirituale. Mai mult de atât, oamenii nu acceptă împărăția lui Dumnezeu ca și planta de muștar, ci o privesc ca pe sămânța de muștar, adică în aparență inferioritate, pentru că împărăția lui Dumnezeu pentru ei nu-i la modă. Ei vor să se conformeze spiritului lumii, vor să fie ca și oamenii din lume, la modă, în pas cu moda, ori în lume nu este la modă să te pocăiești, nu-i la modă să-ți dezvolți caracterul, nu-i la modă să fii smerit, să cauți modestia, nu-i la modă să nu te răzbun când cineva te supără, nu-i la modă să ții gura, să fii om serios, nu-i la modă să rămâi lângă partenerul tău, lângă tovarășul de viață până la sfârșitul vieții, nu-i la modă să investești în copiii tăi chiar dacă nu-s cei mai buni copii la un moment dat în viață, nu-i la modă să citești Biblia, să te rogi, să postești, nu-i la modă. De aceea oamenii din lume nu vor să accepte împărăția, pentru că nu-i la modă. La modă e altceva, e un mod de viață frivol, destrăbălat, în păcat, în plăcere, plin de bani, de aventură, de necunoscut, de curiozitate păcătoasă.
Și de asemenea, nu acceptă împărăția lui Dumnezeu pentru că e prea riscantă. E riscantă în sensul că uneori poți plăti cu disprețul celorlalți, poți plăti fiind rușinat, simțindu-te rău între alții care râd de tine că mergi la biserică încă, poți fi nedreptățit, poți fi prigonit, uneori chiar martirizat. În anumite țări, în anumite locuri din lume, creștinii ajung să fie martirizați deoarece se hotără să nu mai mintă, se hotără să nu mai fure, se hotără să nu-și mai înșele partenerul și să-L urmeze pe Iisus Hristos într-o viață de cinste și de demnitate. Și pentru această nedreptate pe care eu o fac să devină oameni cinstiți, sunt omorâți în anumite țări. Ei bine, riști să ajungi aici, poate nu chiar aici, dar în funcție de locul unde trăiești, să suporți anumite nedreptăți, anumite jigniri, anumite ofense, doar pentru faptul că ești copilul lui Dumnezeu, pentru faptul că nu fumezi, pentru faptul că nu privești la pornografie, pentru faptul că nu consumi alcool, pentru faptul că nu te destrăbălezi în felul lumii și nu accepți moda lumii. Moda lumii o numești păcat, iar moda lui Dumnezeu este scrisă în Scriptură și ea se numește neprihănire, ea se numește pocăință, ea se numește urmarea Marelui Împărat. De aceea trebuie să te mulțumești astăzi, în lumea aceasta, să fii privit ca și o sămânță de muștar, neînsemnată, fără valoare, lipsit de celebritate. Dacă ți se întâmplă ceva ce nu ai aștepta să ți se întâmple, nu te răzbuni, ci spui: Doamne, mulțumesc și pentru această încercare. Dacă cineva te nedreptățește, nu-i dai telefon să te ceri cu el și spui: Doamne, vorbește inimii lui, iartă-l și dă-i putere să se pocăiască. Și așa mai departe. Cât de mare este diferența între moda lumii și harul lui Dumnezeu. De aceea oamenii din lume privesc la sămânță, pentru că le place să vadă împărăția lui Dumnezeu în umilință. Le place să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos ca pe nimeni în drum, ca pe unul care a fost călcat în picioare și de Imperiul Roman, și de Imperiul German, și de Imperiul Rus, și de Imperiul Francez, și de Imperiul Român sub Ceaușescu și așa mai departe. Le place să vadă biserica în rușine, în ignoranță, în incultură, în analfabetism și să-i compare pe creștini cu cei mai slabi și imposibili oameni. Nu vor să vadă împărăția lui Dumnezeu în putere, nici în autoritate, nici în minune, nici în slavă, nici că construiește spitalele. Creștinii au invitat spitalele, creștinii au desfințat sclavia, creștinii au restaurat statutul femeii ridicând-o dintr-o inferioritate mizerabilă. Creștinii au făcut asta, de fapt nu ei, ci regele lor, Hristos. Însă oamenii din lume nu dau niciun credit bisericii, nu dau niciun credit lui Dumnezeu, nu dau niciun credit Bibliei. De ce o desfințează? De ce o scot afară din școli, din casele lor, din țările lor, din familiile lor? De ce? De ce dau legi împotriva ei? Doar pentru ca să se simtă minoritățile bine. Dar majoritatea din cer cum se simte? Cum se simte numărul infinit de îngeri care stau în sala tronului? Și în fața acelei sclipiri imense, infinite și eterne spun: slavă, slavă, slavă. Cum se simt? Pe cine interesează cum se simte Dumnezeu? Dumnezeu e bun să înghită, să rabde, să suporte, că asta e meseria. Și apoi să ne ducă în cer, că merităm. Sfârșitul plantei muștarului. La început este o sămânță mică, care îți dă libertatea să o disprețuiești și să nu-i acordi niciun credit. Un milimetru de viață să ajungă până la 3,5 metri e un drum lung. Timp în care toate celelalte semințe, spune Domnul Iisus, sunt mai mari, dar niciodată nu au un drum așa de lung. Se opresc undeva la jumătatea drumului pentru că muștarul a fost ales de Dumnezeu, pentru că începe dintre cele mai mici semințe și pentru că se încheie în cea mai mare plantă. Când toată creația aceasta va arde, când toată creația aceasta care pare mare, care promite, care oferă așteptări, care înșeală, care amăgește, când toată creația aceasta va arde, va rămâne în picioare doar împărăția lui Dumnezeu. El va triumfa și regele acesta va conduce și cerul și pământul. Și totul a început din umilință, din aparentă inferioritate, egală cu cea mai mică dintre semințe, sămânța de muștar. Este adevărat că sămânța mică de muștar a început așa, însă nu este important cum a început, este important cum a încheiat. Am găsit undeva câteva rapoarte a unor oameni celebri din istorie care au scris
impresia lor în vremea aceea despre Mântuitorul Iisus Hristos și m-am gândit să vi le citesc pentru că sunt niște evidențe istorice care vorbesc despre faptul că Domnul s-a născut într-un grajd între animale, fiindcă în hotelul vremii nu mai era loc. Și prin bunăvoința proprietarului, se pare că se numea Crăciun, Maria și Iosif au primit permisiunea, fiind însărcinată în durerile nașterii, să meargă în grajd, să fie totuși la un adăpost. A crescut în casa modestă a lui Iosif, care lucra lemnul fiind tâmplar, și uitați ce spune guvernatorul roman Publius Lentulus atunci când îi scrie împăratului Traian de la Roma despre Iisus. Însă lucrul acesta îl scrie la 30 de ani după nașterea sa în grajd. Trăiește aici un om între noi care se bucură de o bună reputație, este un om virtuos, numele lui este Iisus Hristos. Poporul numește profet al adevărului, iar discipolii lui, adică ucenicii, susțin că este Fiul lui Dumnezeu, adică acelui care a creat cerurile și pământul și toate ce au existat și vor exista în univers. Și în adevăr, o împărate, în fiecare zi se aude despre minunile săvârșite de acest Iisus Hristos, prin unul și singurul său cuvânt de sănătate bolnavilor și viață morților. Este de statură mijlocie și de o frumusețe uimitoare. Privirea lui este așa de măreață încât inspiră respect în toți cei care îl privesc și care îl văd, silindu-i să-l iubească și să se teamă de el. Părul lui are culoarea de alună coaptă și îi cade pe umeri. Se împarte în două prin mijlocul capului, după obiceiul nazarinenilor. Fruntea lui e lată, exprimând inocență și liniște. Nici o pată sau zbârcitură nu se vede pe fața lui rumenă. Nasul și gura lui nu arată niciun argument pentru vreo critică logică, iar barba sa deasă este asemenea părului său lung. Privirea lui este măreață și senină. Când povățuiește, face aceasta plângând și atrage privirea și respectul ascultătorilor. Se spune că niciodată n-a râs, dar ochii lui veșnic lăcrimează. Brațele și mâinile lui sunt foarte frumoase, e plăcut când vorbește, însă iese rar în lume. Cât despre învățătura lui atrage atenția întregului Ierusalim, călătorește de sculți și cu capul descoperit. Se vorbește pe aici că un asemenea om nu s-a mai văzut niciodată. Mulți iudei îl consideră fiind Dumnezeu, alții îl denunță că lucrează împotriva legilor maiestății voastre. Mă revolt foarte mult împotriva acestor evrei invidioși. Omul acesta nu a provocat nicio nemulțumire la niciun om vreodată, dar dacă maiestatea voastră dorește să-l vadă, cum mi-ați scris zilele trecute, faceți-mi de cunoscut și imediat îl voi trimite, că sunt gata să împlinesc cu smerenie și supunere tot ce maiestatea voastră îmi va ordona. Încă un raport al guvernatorului Pilat din Pont, pe care l-a trimis împăratului Tiberiu. Prin mai multe vești mi-a venit una care mă interesează în mod deosebit, o împărate, despre un tânăr care a apărut aici în Galileea predicând pe un ton blând și liniștit o altă lege, numele lui Dumnezeu care l-a trimis. La început mă temeam că va fi un agitator, așa spuneau oamenii despre el, care să atâțe contra romanilor, dar nu după mult timp temerile mele, frica mea a fost spulberată. Iisus din Nazaret a fost mai mult decât un prieten al romanilor. Trecând într-o zi pe lângă locul care se cheamă Siloam, am văzut acolo o mare adunare de popor, iar în mijlocul ei un tânăr bărbat care stătea rezemat de un copac și cu toată seninătatea și calmul predica oamenilor. Mi s-a spus că acela este Iisus. Era tocmai ce mă așteptam să văd. Atât de mare era deosebirea între el și ascultătorii lui, încât părul lui și barba sa aurie îi dăteau o înfățișare cerească. Părea a fi cam de vreo 30 de ani. N-am văzut în viața mea o privire atât de dulce și de senină. Ce contrast între el și ascultătorii săi, care aveau bărbile negre și fețele subte și încruntate. Iisus acesta a început în grajd și după 30 de ani și dușmanii lui au recunoscut seninătatea feței, iubirea din priviri, sacrificiul dus până dincolo de înțelegere. Și faptul că a murit pentru toți oamenii, pentru cei mai răi și pentru cei mai buni. El nu a făcut niciodată o facultate, dar a fost numit învățătorul. N-a avut niciodată o poziție socială, dar este urmat astăzi mai bine de jumătate din planetă. Nu a avut niciodată medicamente, însă tot timpul oamenii strigă la el ca la medic. Nu a avut niciodată o armată și totuși l-au numit împărat. Nu a câștigat niciodată bătălii militare și cu dragostea lui a cucerit lumea. Nu a comis niciodată o crimă și totuși a fost condamnat la moarte și crucificat după metoda romană. A fost înmormântat, dar
ca singurul care a făcut lucrul acesta, a treia zi a înviat după Scripturi, pentru că bobul de muștar, care este neînsemnat și mai mic decât toate semințele, s-a făcut mai mare decât oricare altă plantă care este semănată în pământ. Care sunt concluziile? În loc de concluzie, aș vrea să vă citesc un text biblic, pentru că nu mai este timp de concluzie. Ascultați cuvântul. Tu, împărate, spune Daniel, tălmăcim prin Duhul visul, tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Chipul acesta stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Capul chipului acestuia era de aur curat, pieptul și brațele erau de argint, pântecele și coapsele erau de aramă, fluiere picioarelor de fier, picioarele parte de fier, parte de lut. Tu te uitai la el și s-a dezlipit. Tu te uitai la el și atunci s-a dezlipit o piatră, fără ajutorul vreunei mâini. A izbit picioarele de fier și de lut ale chipului și le-a făcut bucăți. Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit de ele. Dar piatra care a sfărâmat chipul s-a făcut un munte, un munte mare și a umplut tot pământul. Glorie lui Dumnezeu! Dacă în ziua aceasta treci prin necaz, dacă treci prin greutăți, dacă ești întristat, dacă ești amărât, dar nu mai ai nicio soluție, nu te uita la împărăția în care ești membru ca la un grăunte de muștar. Uită-te la împărăția aceasta în care ești membru, ca la locul unde vin păsările cerului să-și găsească adăpost, să-și facă cuib, să fie protejate de furtună, să fie protejate de ploaie, să fie protejate de intemperii și să găsească liniște, odihnă și pace. Asta este împărăția lui Dumnezeu pentru copiii lui Dumnezeu. Este o plantă care ocrotește, este o plantă care oferă un cuib, un loc de scăpare, un ajutor în vreme de necaz. Nu te întrista, faci parte dintr-o împărăție care domină. Faci parte dintr-o împărăție care înseamnă slavă, putere, cinste, onoare, pentru că este împărăția lui Dumnezeu. Și vreau să ne întărim în Duhul, în inima noastră și să înțelegem că asta a vrut să spună Iisus Hristos prin pilda aceasta. Haideți să stăm înaintea Domnului, ridicați în picioare și să ne rugăm, bucurându-ne că facem parte dintr-o astfel de împărăție, îmbărbătându-ne că Dumnezeul nostru este Regele Regilor, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, mărit să fie Domnul. Ne rugăm tot poporul. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betania.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.